este extrem de dificil pentru animale de a crea vreun merit, indiferent cât de mult trăiesc. Al treilea tip de libertate este că nu ne-am născut ca animale a căror suferință principală este prostia și gândirea limitată, având o minte care este incapabilă să înțeleagă altceva în afară de supraviețuire, deși au și alte multe tipuri de suferință. Principala cauză de a se fi născut pe tărâmul animalelor, ignoranța, îi capturează într-o viață fără putere de alegere. Animalele care trebuie să ucidă pentru a supraviețui o fac fără a alege, iar victimele lor nu au puterea de a nu fi ucise de ele. Dacă ne-am trezit brusc în corpul unui animal, am fi îngroziți. Dar adevărul este că asta ni se poate întâmpla mâine, la această oră. Pur și simplu, nu știm când vom muri sau care va fi următoarea noastră renaștere. Este foarte posibil ca în curând să ne găsim într-un rezervor de sticlă plin cu apă, într-un restaurant, ca un homar gustos sau ca un pește gras, așteptând ca un client să ne aleagă ca mâncare pe masa lui. Am putea fi în curând un pește care se zbate cu cârligul undiței înfipt în gură sau ca un vierme mâncat de viu de mii de furnici. Doar că nu știm asta. Dacă am ști, fără nicio îndoială, am prețuit cu adevărat cel mai valoros lucru dintre toate, viața umană. Gândindu-ne la suferința animalelor, putem începe să apreciem faptul că nu există nicio modalitate de a scăpa de suferință atâta timp cât suntem în samsara. Samsara este cu adevărat insuportabilă și groaznică și trebuie să facem tot posibilul pentru a ne elibera de ea. Doar practica virtuții ne poate elibera. Este ceva ce niciun animal nu poate să înțeleagă. Dar noi nu suntem animale. Suntem oameni și suntem capabili să înțelegem asta. Aceasta este o libertate extraordinară.